scumpe și sunt multe. Și dacă ai fi numai o boală, da, dar sunt mai multe boli. Și dacă nu le luați? Și dacă nu le luăm, ne achităm cu cetul, cu cetul. Ce să faci, asta e treaba. Sunt foarte scump, i-am luat tratament, dar scump. Foarte scump. Dacă o să mă îmbolnăvesc, mă duc la cerul. Că pe pământ mai avem drept. Nu așa? Deci pe lumea asta nu mai avem dreptul să trăim. Peste 1500 de persoane au decedat în județul Vaslui de la începutul acestui an, cele mai multe măcinate de diverse afecțiuni. Într-un top al bolilor cronice care pot duce la deces, putem spune că bolile aparatului circulator ocupă primul loc, cu un număr de cazuri de 908, apoi tumorile maligne cu peste 200 de cazuri, bolile aparatului respirator cu peste 100 de cazuri. Din păcate, numărul deceselor cunoaște în acest an o creștere de la o lună la alta. În luna martie anul curent, în județul Vaslui, s-au înregistrat un număr de 569 decese față de 475 câte s-au înregistrat în februarie 2011. În 2010, în județul Vaslui, populația a scăzut cu peste 1000 de persoane față de anul 2009.